cântec, joc și voie bună, alături de doamna Laura Lavric. Dedicație pentru toți cei care poartă numele Ion, Ioana, Ionela, la mulți ani tuturor. Nu întâmplător v-am adus-o pe Laura, pentru că Laura tot timpul emană veselie, bucurie, dragoste pentru cântec și este un simbol al muzicii noastre populare românești. Mulțumesc foarte mult! Dăm voie să-i felicit și eu pe cei care poartă numele de Ion, Ioana, să fie sănătoși, să se bucure numai de bine și de multe realizări. Cele care și le doresc, să-i ajute Dumnezeu să se împlinească. La mulți ani! Doamnelor și domnilor, cântă pentru dumneavoastră în această ediție specială minunată Laura Lavric! Aplauze pentru Laura Lavric. Mulțumesc, vreau să specific, Paul, că da, această melodie este compusă de Victor Lavric. Păi, Victor urmează, dar aș vrea să-i faci tu prezentarea fiului. Cum i-ai spune fiului astăzi? Astăzi? Da. Cum i-aș spune? Da. Victor, în primul rând, ți-aș spune și îți mai spun de atâtea ori că ești un copil minunat, care nu mi-a făcut probleme în viață, un talentat în muzica lui, dar s-a dovedit că este talentat și la muzica mea. Vrei să spui ceva despre Victor referitor la cântecul acesta sau? Da. Așa. Păi el mi l-a compus. Ai compus de el? Da. Prima piesă de muzică populară. Se cheamă Rădăuțeanca lui Victor. Prima care am compus-o și eu. Noi am jucat odată și am zis, hai să-ți fac o piesă. Așadar apelați la Victor pentru cântece populare.